comandă deosebită, în schimbător de căldură pentru sobă, pentru șemină. Este prima dată când executăm așa tip de lucrări. Este o confecție, deci fără țeavă din față. Este o confecție de, cu adâncimea de 52, lățimea 42,5 și înălțimea 500 de mm și cu un dreptunghi deasupra cu 27 lățimea și adâncimea de 44,6. Este un schimbător de căldură făcut cred că după proiectul unei sobe individuale. La conceptul lui a lucrat și soboarul care execută dumnealui soba. Intrarea și ieșirea este la un țol și o pătrime, sus și în partea dreaptă. Deci este un concept interesant pentru că țevile aici sunt găurite, spun așa, undeva la 60 de grade. Și e interesant că am putut să montăm țevile pe spate, vin și pe mine astfel aici. Țevile pe spate aici, două laterale, sunt montate în scheletul ăsta din urmă. Da? Este o construcție ciudată, dar totodată interesantă. Sperăm clienții să rămână mulțumiți. Deci este un schimbător de căldură pentru sobă și mine. Dacă aveți nevoie de prețuri, un comentariu de pe preț de discul la video și ca să vă pot trimite un răspuns în privat sau telefonați la numărul de telefon 0698 96672. Mai bine vă doresc o zi bună!